O sumă uriașă de bani are de plătit UATA Motru. Unitatea trebuie să găsească urgent 2 milioane de lei pentru a achita certificatele de carbon aferente anului 2018. Conducerea unității a cerut ajutorul autorităților locale și speră să-l primească. Primarul Gigelgianu a promis că va ajuta unitatea să iasă din această situație. Conducerea uzinei de agent termic și alimentare cu apă din municipiul Motru se plânge de situația gravă în care se află unitatea. Eugen Corcoață, administratorul special al UATA Motru, spune că nu are banii necesari și speră să recupereze creanțele de la primăria Motru pentru a putea plăti certificatele de carbon. Sfârșitul ianuarie a avut loc transmiterea documentației reprezentanților autorizației Ministerului Mediului în ceea ce privește numărul de certificate de emisii de carbon care vor trebui predate pentru anul 2018 Ministerului Mediului. În urma acestor calcule și alocărilor gratuite pentru anul 2018, număr de 6.000 de certificate, a reieșit un total de 27.000 de certificate de carbon, din care societatea va trebui să achiziționeze de pe bursă 20.000 de certificate. Știind că în momentul de față valoarea unui certificat de CO2 variază între 20-25 de euro, practic societatea va trebui să suporte un efort financiar undeva între 20-25 de miliarde de lei. Din păcate, acești bani nu sunt pe veniturile societății în perioada imediat următoare. Ne-am adresat comisiilor Consiliului Local pentru a lua în dezbatere această problemă și chiar am propus Consiliul Local, am propus primarului municipiului Motru ca datoria primăriei pentru căldură, pentru subvenții, pentru ajutarea de încălzire, să fie plătită cât mai urgent. E vorba de datoria primăriei de 17 miliarde de lei pentru societatea noastră. Acești bani, dacă vor fi virați de către primărie, societatea va depăși cu bine pragul achiziționării acestor certificate. Primarul municipiului Motru, Gigelăjianu, a declarat că reprezentanții UATA Motru au venit târziu cu solicitarea de sprijin financiar, dar cu toate astea speră să rezolve problema. Câteva zile, vreo 2-3 zile, am primit o solicitare din partea conducerii UATA, administratorului special, prin care ne solicita sprijin, de fapt ne impunea să-i dăm bani pentru achiziționarea acestor certificate de carbon. Domnul administrator special ne transmite solicitarea acum, când mai sunt aproape două luni până intră în dificultate. Ar fi trebuit să știe la timp și să facă această solicitare din timp, ca și noi să putem face demersuri și calculele noastre să vedem ce putem face să avem și aceste certificate carbon. Evident că voi face tot posibilul să avem bani și să le achiziționăm. Amenda pentru neplata certificatelor în termen este de 100 de euro pe certificat neachiziționat.